Eu sunt Ana, iar astăzi vom discuta despre inegalitatea mediilor. Inegalitatea mediilor ne este foarte utilă în problemele cu inegalități, așa că astăzi o vom demonstra. Ea arată în felul următor. Media armonică, 2 supra 1 pe A plus 1 pe B, mai mică decât media geometrică, adică radical din A ori B, mai mică decât media aritmetică, A plus B supra 2, mai mică decât media pătratică, radical din A pătrat plus B pătrat pe 2. Pentru a demonstra, le vom lua două câte două. În primul rând, vom lua media armonică și media geometrică. Le vom scrie sub felul următor. Radical din 1 pe A plus 1 pe B mai mic decât radical din A ori B. Amplificăm, pentru a ajunge la același numitor, amplificăm cu B, prima fracție, iar la doua fracție vom amplifica cu A. Vom obține 2 supra B plus A supra A ori B. Mai mic decât radical din A ori B. Aici vom înmulți cu inversa. Vom avea 2 ori A ori B supra B plus A. Radical din... mai mic decât radical din A ori B. Ridicăm totul la pătrat pentru a le schimba de radical. Și vom obține 4 A pătrat ori B pătrat supra B pătrat plus 2AB plus A pătrat mai mic decât A ori B. Împărțim la A ori B. Deci împărțim la A ori B, AB. Și obținem 4 AB supra B pătrat plus 2AB plus A pătrat. Este mai mic decât 1. O să mutăm B pătrat plus 2AB plus A pătrat în partea cealaltă cu mulțim. Și vom obține că 4AB mai mic decât B pătrat plus 2AB plus A pătrat. Deci vom scădea A 2AB minus 2AB, vom obține 2AB minus B pătrat plus A pătrat. Acum ne vom aminti că B minus A, totul A pătrat, este mai mare decât, mai mare sau egal decât 0. De aici aplicăm formula, ne vom obține B pătrat minus 2AB plus A pătrat mai mic sau egal decât 0. Adunăm cu 2AB și vom obține că B pătrat plus A pătrat mai mare sau egal decât 2AB. Acest lucru îl știm sigur. Și aici am obținut același lucru. Deci ne rezultă că această inegalitate este adevărată. Obținem că media armonică este într-adevăr mai mică decât media geometrică. Acum trecem la următoarele două. Vom lua media geometrică și media aritmetică. Și facem exact același lucru. Scriem radical din A, B, mai mic decât A plus B, supra 2. Aici nu avem ce să facem decât să ridicăm la pătrat. Ridicăm tot la pătrat. Și vom avea aici AB mai mic decât A pătrat plus 2AB plus B pătrat supra B la pătrat, adică 4. Înmulțim cu 4, vom obține aici 4AB mai mic decât A pătrat plus 2AB plus B pătrat. Scădem 2AB, facem minus 2AB și vom obține 2AB mai mic decât A pătrat plus B pătrat. Exact ce am obținut și înainte. Deci rezultă că și această inegalitate este adevărată. Obținem că și media geometrică este mai mică decât media aritmetică. În final, vom lua media aritmetică și media pătrată. Așa. Adică, A plus B supra 2 mai mic decât A pătrat plus B pătrat
pe 2, totul supradical. Aici, din nou, ridicăm totul la pătrat și vom obține a pătrat plus 2ab plus b pătrat supra 4, adică 2 la pătrat. Mai mic decât a pătrat plus b pătrat supra 2. Pentru a ajunge la același numitor, amplificăm cu 2 și înmulțim cu 4 pentru a scăpa de numitor. Și vom avea a pătrat plus 2ab plus b pătrat, o să fie mai mic decât 2a pătrat plus 2b pătrat. Aici vom scădea minus a pătrat și minus b pătrat. Și vom obține că 2ab este mai mic decât a pătrat plus b pătrat. Care din nou ajungem la același lucru ca și înainte, deci este adevărat. În final, ne rezultă prin proprietatea tranzitivității că media armonică este mai mică decât media geometrică, mai mică decât media aritmetică, mai mică decât media pătratică. Adică, așa, doi supra 1 pe A plus 1 pe B este mai mic decât radical din A ori B, mai mic decât A plus B supra 2, într-adevăr mai mic decât A pătrat plus B pătrat pe 2, totul sub radical. Iar aceasta a fost demonstrația inegalității mediilor.